Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit la emisiunea de azi, unde Cristina și... Andrei. Vă prezint o rețetă de ruladă cu piure de castan. Cremă de piure de castane, foarte ușor de realizat, banală, care sper să vă placă și dumneavoastră, pentru că nouă ne place, nu? Da. E bună, nu? Da. Haideți să vă prezentăm ingredientele și modul de preparare. Pentru foaia de ruladă avem nevoie de 4 albușuri, 4 gălbenușuri, 100 de grame de făină, 80 de grame de zahăr tos și 30 de mililitri de ulei. Pentru cremă vom avea nevoie de 300 de grame de piure de castane și 250 de grame de unt cu 82% grăsime nesărat. Puteți să folosiți, se găsesc pe piață și anumite creme de castane, sunt bune și acelea, da? Primul lucru pe care îl facem este să pregătim, bineînțeles, foaia de ruladă. O să batem spuma albușurile de ou și adăugăm treptat zahărul, formând o bezea. După ce am mixat bine albușurile cu zahărul tos, acum amestecăm gălbenușurile cu uleiul. Turnăm gălbenușurile amestecate cu ulei, mixate mai bine zis cu ulei, peste albușurile bătute spumă cu zahăr. Le incorporăm practic ușor. Turnăm făina în ploaie, treptat. O incorporăm treptat peste compoziția de albușuri, gălbenușuri, zahăr și ulei. Amestecăm ușor, ca să nu luăm aerul din albușuri, să rămână destul de aerată compoziția. Am pregătit aici o tavă de cuptor pe care am pus hârtie de copt și turnăm compoziția în tavă, o nivelăm frumos, apoi o coacem la 180 de grade pentru aproximativ 15 minute. Tocmai ce am scos foaia de ruladă din cuptor, a stat un sfert de oră. După cum vedeți, nu este rumenită deloc pe margine, trebuie să aveți grijă să nu o coaceți foarte tare, da? Pentru că altfel nu se mai formează frumos rulada. Apăsați ușor cu degetul și se vede că e făcută, pentru că revine imediat la forma inițială. Acum, așa fierbinte cum este, presărăm zahăr pudră pe ea. După ce am presărat zahăr pudră, fie o întoarcem imediat peste o altă foaie de hârtie pergament și o acoperim cu prosop, sau tot așa cum este o lăsăm în aceeași tavă, punând un prosop uscat, nu umed, deasupra și o lăsăm puțin să se răcească, să ajungă la temperatura camerei. Între timp, până se răcește foaia de ruladă, noi pregătim crema. Punem într-un castron untul. Untul trebuie să fie la temperatura camerei. După cum vedeți, este moale. Îl mixăm puțin. Îl alifiem, se spune, termen cofetar. După ce s-a alifiat untul, adăugăm treptat câte o lingură de piure de castan. Aceasta este crema noastră pentru ruladă. Piure de castane și unt amestecate. Este foarte gustoasă crema și ați văzut cât de repede se realizează. S-a răcit foaia de ruladă, dăm prosopul la o parte, o întoarcem ușor fața în jos și desprindem hârtia de copt încet. Se desprinde destul de repede. Crema, dacă vedeți că este cumva prea moale după ce ați făcut-o, puteți să o puneți puțin la frigider, dar nu foarte mult timp. Să nu se întărească prea tare. Trebuie să aveți grijă să nu se întărească foarte mult. Și o întindem pe toată suprafața. După ce am întins crema pe toată suprafața foii de ruladă, ușor încercăm să formăm ruladă, fără să o rupem. Dacă se rupe puțin, nu este nicio problemă. Se formează destul de ușor, după cum vedeți, fără să fim nevoiți în prealabil să rulăm foaia. Așa cum este, o vom pune la frigider să se răcească. Gata! Este destul de rece rulada pentru a putea fi tăiată. Am ținut-o în frigider 2 ore, să știți, acoperită cu folie alimentară, ca să nu se usuce și să înmoaie mai bine felul acesta rulada. Eu aleg o variantă simplă de ornare, puteți să o ornați cu frișcă dacă doriți. Eu am topit puțină ciocolată cu lapte
și am să urmez foarte simplu, să știți. Pur și simplu mă joc cu ciocolata. Vedeți ce frumos este? Este de fet și se face foarte repede. Se poate servi, dar înainte de servire, să puneți rulada pe masă, tăiați marginile pentru un aspect mai frumos. Le dăm deoparte. Îți dau și ție, dar întâi tăiem colțurile acestea, nu? Marginile, mai bine zis. Și acum putem să tăiem rulada. Uite ce bine arată, nu, Andrei? Da, dar nu de aici. Așa. E foarte bună. Arată bine și sper că este și gustoasă. Nu are nimic, nu? Mai cade și pe jos, asta este. Cum ți se pare? Bun. Bun? Da. Bun. E și mai bun. E și mai bun. Iam, iam. Poți să gust și eu? Da. Ia, să vedem. E bună? Da. E bună, nu? Da. Am gustat și eu, mai gust o dată. Să știți că e foarte bun. Contrar faptului că se face foarte repede, este și foarte gustoasă. Nu trebuie să se facă greu ceva gustos, nu? Neapărat. Nu e o regulă. Să o preparați și să-mi scrii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Nu, Andrei? Să ne spună, sigur. Da. Ia. Acestea fiind spuse, noi vă dorim spor la gătit și poftă bună la final.